Ce ați învățat până acum? Am avut doi speakeri înainte. Ia să vedem. Nimeni n-a învățat nimic. Nu o să fiți buni antreprenori atunci. Pentru că tot timpul trebuie să luăm de la altul ce este mai bun. Tot timpul trebuie să găsim acel shortcut. Okay? Oamenii vă învață să luați calea grea. Toate căile sunt grele dacă vreți să reușiți ceva bun. Dar orice lucru învățat rapid poate să ne fie util. Pe tot parcursul vieții mele, jobul meu a fost să o supăr pe mama mea. Și mama mea spune, și acum mereu ai făcut ce ai vrut. Mereu am făcut ce am vrut. Și o să vă explic ce am învățat bun din asta și care au fost și consecințele să faci mereu ce vrei. În prezent fac ce vreau, mă trezesc în fiecare zi și fac exact ceea ce mă face fericit. Eu am o sală de sport, asta este pasiunea mea, sunt sportiv, am o sală de sport și sunt antrenor. Lucrez cu sportivi de diferite nivele, de la oameni care nu știu să stea pe două picioare, de exemplu. Cum îl avem pe băiatul din spate care stă așa pe un picior. Are senzația că e într-un clip rap. O să te rog să stai pe două picioare, să distribui greutate egal pe șolduri. Dar, de asemenea, fac în fiecare zi, mă trezesc, stau cu clienții mei, învăț lucruri bune, îi ajut să le prelungesc viața, îi ajut să fie mai sănătoși. Stau cu echipa mea de atleți, îi pregătesc pentru competiții. Weekendul trecut am avut o competiție, peste trei weekenduri avem o competiție. Eu concurez, merg, concurez, dau tot ce pot. Echipa mea tot timpul mă susține. Așa că mă trezesc în fiecare zi și fac ceea ce îmi place mie. De asemenea, un lucru care mai îmi place mie, poate o să vă găsiți și vouă plăcerea asta. Eu am crescut la țară, eu am crescut cu vacile, duceam vacile pe câmp în fiecare dimineață, duceam vacile de pe câmp în fiecare zi. Și am descoperit că îmi place foarte mult agricultura. Acum, eu neputând să fac prea multă agricultură la oraș, mi-am propus altceva, mi-am propus să-mi produc toată mâncarea pe care eu o consum. Știți, teoria asta conspirației, nu mai știm calitatea mâncării, nu mai știm ce să mâncăm, ce să nu mâncăm. Eu am zis, uite, eu să-mi produc toată mâncarea și în fiecare zi o să mă uit la plantele mele cum cresc, eu nu mănânc carne, lapte, ouă. O să mă uit la plantele mele cum cresc, o să mă uit la finii mei cum cresc, o să mă uit la pomii mei fructiferi cum cresc, o să am grijă de ei. Și cred că ăsta ar fi un exercițiu care ar trebui introdus în școli. Fiecare copil să planteze în clasa întâi un pom și să învețe să aibă grijă de lucruri care durează timp. Durează timp. Tot timpul echipa mea mă întreabă când vei avea următorul concurs. Și eu zic, uite, o să am un concurs peste un an, dar mi-am propus un concurs peste 7 ani, când o să fiu la 35 de ani. Toți, dar de ce acum? Mie îmi plac lucrurile care iau timp. Pentru că știu că lucruri care se fac rapid, de exemplu selfie, astea le poate face oricine. Dar lucruri care durează mult, nu le poate face oricine. Deci, cum ziceam, eu fac în fiecare zi ce îmi place mie. Și așa mă trezesc în fiecare dimineață, ca și John Cena mă trezesc, bam, sar mainele de pe mine, ies din casă și mă pregătesc pentru ce urmează. În fiecare zi urmează ceva greu. Supărat. Am învățat asta din liceu. Mă trezeam trist și supărat ce nu mergeam la școală. Și asta am fost dezmatriculat. Am fost așa dezmatriculat că n-am avut drept să mă scriu la școală. Așa că trebuie să termin la un liceu privat ca să fiu în generație cu colegii cu care am început. Și am învățat mereu că e important să încep cu zâmbetul pe buze. Dacă începeam cu piesa asta, probabil mergeam mai des la școală. Bun. V-am spus câteva lucruri despre mine. Cam știți cu cine vorbiți. Sunt un om foarte nebun, sunt cel mai nebun. Uitați-vă la Zoltan. El nu-i nebun. Zoltan, nu ești destul de nebun. Ce-i cu tine? Trebuie să fii mai nebun. Trebuie să faci haos, haos. Uite-te la tine, trebuie să-i faci boasă. Când ai plecat de aici să le curgă... să curgă transpirația ta. Bun. Ce înseamnă toată nebunia asta? Și ce trebuie să înțelegem noi din toată nebunia asta? Mulți dintre voi veți vrea să aveți succes. Asta e o temă foarte dezbătută azi. Să aveți succes, eu am succes, tu ai succes, tu n-ai succes, eu am succes. Și cum o să ajungi la succesul ăsta? Poate fi în business. Nimeni nu vrea bani de aici, dar toți vă dați check-in. Cum mergeți la un concert care plata e la bilet, toți vă dați check-in de acolo. Cum mergeți la un ștran mai de Doamne ajută, toată lumea își dă check-in. Dar nimeni nu vrea din sala asta bani. Nimeni nu vrea lucruri materiale. În realitate, societatea vrea lucruri materiale. De există check-in. Ca să arăți că tu ai fost acolo. Și
ce înseamnă procesul ăsta. Uite, eu vreau să fiu de succes, indiferent ce înseamnă succesul pentru tine. Eu v-am spus ce înseamnă pentru mine. Să-mi văd plăcuțele cum cresc. Am niște câini foarte exotici care sunt într-un program de salvare a speciei lor și fac parte din acest program, perpetuând aceste specii de câini foarte, foarte rare. Oamenii opresc mașinile când trec pe lângă sala mea de sport și văd câinii mei. Și lucruri din astea nebun. Dar ce înseamnă toate astea? Păi toate astea înseamnă că dacă vrei să ai succes, să presupunem în afaceri, ar fi bine părinții tăi să fie oameni de afaceri. Câți dintre voi, părinții voștri, au orice fel de afaceri? Și dacă vând gumă turbo? Uite, mulți dintre voi aveți părinți cu oameni de afaceri. Foarte tare. Dar nu e destul. Vedeți voi, există un procent de copii care se nasc din... sunt în familii de antreprenori care au succes și un procent care nu au succes. De asemenea, dacă vrei să ai succes în lumea business-ului, trebuie să fii la un liceu bun. La un liceu valabil. Eu când m-am înscris la liceu, care e cel mai tare liceu la care pot să merg să fac pe nebunul? Bam, Gojdu. Am intrat la Gojdu, i-am făcut varsă pe toți de la început. Gândiți-vă, eu din sat, îmi creștea iarba în papuci, m-am dus direct la Gojdu. Mi-am luat training nou, Adidas, lucioși, bam, mi-am spart pe toți acolo. Și am zis, uite, voi crește, uite, părinții mei, eu am crescut într-o casă de pământ, fără fundație, și care a fost un grajd înainte. Și jocul copilăriei mele era să pun chit la geamuri, pentru că intra apa în casă, și să sparg sticlă și să fac ciment, pentru că intrau șobolanii pe la colțurile case, pentru că în casă era bine și cald. Și afară la șobolanii era frig. Și am zis, bă, dacă eu vin aici din casa mea de pământ și cu iarba șlac, nu o să am succes să fiu un mare om de afaceri, un mare om de succes, să până la 26 de ani să investesc 500.000 de euro în afaceri, să am așa o rată de succes, când toată lumea ajunge la pușcările, afacerile merg rău, statistici, tot, ce să fac? Merg la Gojdu, cel mai tare liceu. Așa am înțeles eu, probabil liceul vostru este cel mai tare, nu spunem la nimeni. Ce s-a întâmplat la Gojdu? Am fost așa tare că m-au dat afară. Și deja șansele mele au scăzut și mai mult. Poate unii dintre voi, părinți antreprenori, și liceu tare. Ăștia, gata, ăștia o să rupă, ăștia o să fie rich kids of Instagram. Bam, hashtag. După aceea să mergeți la o facultate tare, nu? Să mergeți la o facultate tare. Eu am niște colegi care au învățat foarte bine la școală și au fost premiați. Părinții mei, eu nu am insistat să nu vină la ultimul sunet de clopoțel și eu am fost premiat. Am avut o dirigintă foarte, cu mult bun simț al umorului, nu știu cum să o descriu, minunată persoană, făptură sfântă. Ea m-a premiat, eu am fost elevul care am terminat la domnul Orione cu cea mai mică medie din istoria liceului. Am terminat cu media 6.70. A fost cea mai mică, aveam medii mici la toate materiile, pentru că eu nu începeam cu din piesa asta în fiecare dimineață, eu începeam cu o piesă tristă și în drum spre școală, nu mai aveam energie să ajung la școală, oboseam și mă întorceam acasă. Cine mai mergea la școală? Și așa că să începeți neapărat cu piesa asta, astfel o să ajungeți rău. Așa mă simt eu. Spune! Ce dirigintea ta? N-aș vrea să-i spun numele. Nu ajută prea tare. Nu vreau să-i fac reclamă, știi? Eu fiind sportiv, oamenii plătesc să le spun numele. Și atunci, dirigintea mea va să-i. N-o să-i fac reclamă. Am fost premiat. Am avut cea mai mică medie de la încheierea liceului. Unul din motive, eu cred că eram o persoană din viitor. Le ziceam la colegii mei, frate, eu am venit din viitor aici. La limba română, eu scriam poezii. Mă gândeam, cu ce l-ar ajuta pe Eminescu, eu să repet aceeași poezie la nesfârșit. Ăla o să se răstogolească în mormânt. Am să scriu o poezie. Am scris o poezie, profesoara mea nu m-a apreciat niciodată. La informatică, aici eram campion. Eu venind de la Gojdu, vă dați seama. Eram campion la informatică. Am studiat un software pentru care nu se mai dădea licență. Și eu eram din viitor, eu trăind în viitor. Pentru ce să studiez Visual Fox Pro, soft pentru care nu se mai dă licență, adică nu se mai poate folosi niciunde. M-am înțeles cu profesoara mea, pentru că nu o să bat niciun coleg în timpul orei, nu o să fac scandal, nu o să răstorn calculatoare. Și chiar o să dorm, să-mi dea în media 4 pe un semestru,
și dacă iau o notă mare la atestat, unde pot să fac ce vreau eu, ceea ce la asta mă și pricep, să mă treacă cu media 6. Am luat nota 10 la atestat și o companie a și cumpărat atestatul meu cu 3.000 de lei pe vremea aia. A venit o firmă, a zis softul pe care l-a făcut băiatul ăsta e foarte tare, îi dăm 3.000 de lei, felicitări, sănătate și un braț verde. Și am crescut un pic șansele mele, dar vedeți voi, după aia a trebuit să merg la facultate și colegii mei care învățau mult, veneau din familii de antreprenori, aleseseră un liceu bun, au mers la facultate de finanțe, bănci, afaceri internaționale. Tu îți dai seama, direct să studiezi afaceri internaționale. Nu-i destul să ai un chioșc la tine în cartier și să-ți cumperi un BMW cu kilometri dați înapoi din Germania. Deja nu faci afaceri internaționale, mi se părea prea tare. Colegul ăsta a ajuns să... N-are rost să zic cealaltă. E ok, e foarte tare, e foarte tare. Dar ce observăm aici, vedeți? Te-ai născut într-o familie de antreprenori. Ești top. Mergi la Gojdu. Ești top. Treci în clasa 11 la Gojdu și nu ești dat afară. Ești și mai top. Mergi la școala de finanțe, bănci și afaceri internaționale cu ei. Tot să fii de pe Wall Street. Tot să fii următorul subiect de film. O să rup tot. Te gândești viață pe iaht. Selfie-ul cu Dan Bilzerian. O să am tot ce trebuie. O să fiu fericit. O să fiu ca și Vlad. Doar că mi-o să crească conturile în timp ce lui cresc roșiile. Și ce înțelegem? Ce? E o problemă. Și aici sunt unii care eșuează. Unii care au părinți antreprenori vor ajunge șomeri. Unii care merg la un liceu bun vor ajunge să nu lucreze niciodată. Am avut un coleg care de la presiunea învățatului a nebunit. Și asta nu-i de râs. N-am vrut să ajung ca și el. Dar n-am vrut să ajung nici ca și profesorii noștri. Uite, profesoara mea de română, eu la fiecare test, eu îmi dădea mie un test, eu îmi zic, doamna profesoară, sunteți o persoană decentă sau sunteți nesimțită? Ea zicea, sunt o persoană decentă. Toți colegii, nu pot să plecați peste ea. Ea zicea, eu sunt o persoană decentă. Bun. Ecuație de gradul 2 atunci, test. Nu știți formula lui delta? Pe la pătrat minus 4 AC, nota 2. Dădeam foaia, plecam afară. Dom'le, tu vii și îmi dai mie test și eu nu pot să-ți dau ție un test. N-a funcționat. Și uite, colegii mei care totuși veneau din familie de antreprenori, au învățat bine, au luat note mari, au luat bacul cu note mari tot timpul lor liber, în care eu mă plimbam pe străzi, ei făceau meditații în particular. Toți acești oameni sunt într-o statistică la finalul vieții lor și o parte din ei, o mare parte, nu o să ajungă să aibă niciun succes toată viața lor. Și atunci ce am dedus eu așa când am zis la finalul liceului, trebuie să mă reculeg, tot liceul am citit numai beletristică, mi-am dat seama, toate cărțile astea nu mă ajută la nimic, nu o să mai citesc nicio carte de beletristică niciodată, e aproape ca și cum ai, din punctul meu de vedere, ca și cum ai memora manele. Nu te ajută să le știi cu nimic dacă nu-i science, ok? Cu ce mă ajută teatrul absurdului când eu nu știu în fizică brațul forței sau nu înțeleg nimic despre lucrurile de bază din matematică. Și atunci am zis, o să fac ceea ce eu știu mai bine. O să fiu nebun în continuare, așa cum am fost tot timpul și o să fac în fiecare zi ce îmi place. Și am început să fac asta cam prin clasa 11-a. Primul meu job a fost de fotograf. Am avut un job așa, am progresat așa de bine în jobul acesta, încât nu mai mergeam la școală ca să fotografiez. Ceea ce a fost foarte bine, am reușit să rămân corigent în fiecare an. Erau șanse să nu rămân corigent în clasa 11-a. Era mare păcat, sincer. Un record ca și ăsta, cine l-ar mai fi bătut? Nimeni. Am fost fotograf, lucram în domeniul sportului, după aia am început să fotografiez pentru reviste de sport, după aia am început să fac o campanie de marketing, pe vremea când marketingul nici nu exista. Credeți-mă, în România, acum 10 ani, sunt foarte bătând dacă vă dau exemple de acum 10 ani, dar în România, acum 10 ani, aproape ce există acum nici nu exista. Și acum 10 ani am început să gândesc campanii de marketing, să mă gândesc să colaborez pentru o companie cu niște influenceri, care nici nu existau, așa că trebuie să-i producem pe acei influenceri. Și campania a avut succes. Și am ajuns să lucrez la 19 ani la o companie din București. Eram directorul companiei.
Eu concediam oameni, pe unii chiar în ziua de Crăciun a trebuit să-i concediez și a fost o întreagă bătălie. A fost o întreagă bătălie și am zis, sunt și mai nebun, o să-mi fac compania mea. Și am făcut compania mea, am avut un succes incredibil, colaboram cu Steaua, cu Academia Hagi, cu toate companiile mari. Dar într-o zi, o companie și mai mare a venit și m-a înghițit și am dat faliment. Am deschis o nouă companie. După un timp, am dat faliment. Și am zis, dacă oricum dau faliment, oricum dau faliment, de ce să nu fac în fiecare zi ce-mi place mie? Dacă oricum statisticile niciodată nu sunt pentru tine, niciodată nu sunt pentru tine, de ce să nu fac ceea ce-mi place? Și mesajul meu pentru voi și încurajarea mea pentru voi și ideea cu care o să închei este că e important să faceți ceea ce vă place și să nu vă pese de cum vă penalizează alții. Sună foarte dramatic. Sună foarte, foarte dramatic. Dar vreau să închei cu un experiment. S-a creat un joc. Și jocul acesta a fost testat de 50.000 de oameni. Jocul avea două versiuni. O versiune a jocului te lăsa să reîncep jocul de câte ori vroiai. Îți salvai IP-ul, intrai, trebuia să soluționezi un puzzle, reușai, bam, maxim, chis. O altă versiune a jocului, de fiecare dată când greșai, scorul tău maxim scădea cu 5 puncte. După o vreme, s-a oprit experimentul. Oamenii nu știau că e un experiment. Oamenii știau că jocul are ca scop să vadă dacă tu ai abilități de programator sau nu. Programarea funcționează cu, să zic, niște instrumente de logică și dacă tu stăpânești bazele instrumentelor de logică, ai avea inclinația, adică înțelegi că dacă if, atunci poate că else și așa ceva era jocul. Și concluzia experimentului a fost că din cei 50.000 de oameni, cei care n-au fost penalizați cu 5 puncte, puncte care nu înseamnă nimic, gândește-te, sunt 5 puncte pe internet într-un joc care nu înseamnă nimic pentru nimeni și numai tu le vezi. Cel puțin asta crezi tu că nu înseamnă nimic. Pentru tine înseamnă foarte mult, pentru că de fiecare dată când tu dai click și încerci din nou, îți dai seama cât de loser ești, pentru că pierzi. Și oamenii care pierdeau puncte au renunțat foarte repede și au avut o rată foarte scăzută de rezolvarea puzzle-ului. Oamenii care nu pierdeau puncte au avut o rată foarte ridicată de rezolvarea puzzle-ului. Însă pentru că ei petreceau de două ori și jumătate mai mult timp. Așa că poate colegii mei au avut mare succes când au intrat la Gojo. Și eu am avut. Dar poate unii au avut așa succes că n-au fost exmatriculați. Poate unii au intrat la afaceri internaționale. Wow! Eu n-am avut. Dar poate că mie mi-a luat mai mult timp să am succes. Nu că am greșit pe tot drumul ăsta. Și mesajul meu pentru voi e să nu lăsați pe nimeni să vă creeze impresia că atunci când greșiți, ceva grav se întâmplă. Adică cel mai bun lucru să greșești e atunci când, de exemplu, nu ești căsătorit, ok? Pentru că nu depinde prea multă lume de tine. Ia-ți toți banii, bagă la păcănele prima dată. Ce se întâmplă? Bași pe negru, dublu, bași pe roșu, gaură. La vârsta asta nu-i mare lucru. Următorul lucru. Hai să încercăm, nu știu, cu totul altceva. O să cumpăr din China și o să vând în România. Dropshipping. Ba, ți-ai făcut site, tot, deja ești expert. După 3 zile de la idee, ești expert. Gaură. Și după un timp, toate astea vor prinde o formă. Dar e important să faci ceea ce îți place, pentru că singura penalizare care o vei avea e frustrarea. Eu, de exemplu, fac haltere. Sunt cel mai puternic om de pe aici, de prin Oradea, așa. Când umblu pe stradă, tot timpul știu, sunt cel mai nebun și cel mai puternic. E ok. Dar eu, ca să fiu așa nebun și așa de puternic, eu ratez de foarte multe ori. Încerc să ridic greutăți pe care, unul, nici nu pot să le ridic, doar sper să le ridic și uneori nici pe cele care pot să le ridic, nu pot să le ridic, pentru că am o zi proastă. Deci, practic, eu sunt campionul ratărilor. Eu sunt cel mai mare ratat. Ratez. Ăsta e jobul meu. Dar ratând la nesfârșit, totuși eu sunt cel mai puternic. O să merg la un nivel, o să ratez și mai mult. O să fiu și mai puternic. Și ăsta e mesajul meu pentru voi. Asta aș vrea să înțelegeți. Să începeți fiecare zi cu piesa lui John Cena. Mulțumesc!